Bine v-am reîntâlnit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Bogdan Șofend. Municipalitatea vrea să păstreze neschimbate taxele și impozitele locale pentru 2013. Tocmai de aceea, pe site-ul primăriei este deschisă o dezbatere publică, unde făgărășenii își pot exprima părerea. Dacă pentru populație dările ar putea fi aceleași, operatorii de cablu și de telefonie vor avea o surpriză. Primăria le pregătește o taxă pentru cablurile aeriene și subterane. Taxele și impozitele locale sunt menținute la aceeași valoare ca în prezent și în 2013, este propunerea primăriei supusă dezbaterii publice pe site-ul propriu. Astfel, contribuabilii făgărășeni vor achita la buget pentru clădiri, terenuri și autoturisme aceleași dări ca în 2012. Edilii vor însă ca taxa de intrare la muzeu să fie majorată. Banii vor fi folosiți pentru lucrările de extindere a spațiului expozițional. Propunerea pe care eu cu aparatul primarului am făcut-o Consiliului Local este să menținem cuantumul impozitelor și taxelor locale identic cu cel al anului care se încheie. Singurele modificări vor fi probabil la unele taxe, cele care țin exclusiv de accesul la muzeu, având în vedere faptul că extindem muzeul și pe cealaltă aripă a cetății. Propunerea de menținere a impozitelor și taxelor locale la cotele de anul trecut va fi analizată în comisiile de specialitate ale Consiliului Local și apoi votată de legislativul făgărășean. Proprietarii de rețele de cablu și telefonie fixă vor avea o surpriză, vor fi taxați de primărie. Pentru ei, municipalitatea pregătește introducerea taxei pe cablu aerian. Operatorii care prevăd sisteme subterane plătesc o taxă de 50 de bani pe metru liniar pe an. Taxa crește de 6 ori pentru agenții economici care păstrează firele pe stâlpi la vedere. Aceștia vor plăti o taxă de 3 lei pe metru liniar în fiecare an. Intenția noastră este în viitor ca să-i determinăm să își introducă aceste cabluri subteran, în conducte subterane, pentru a nu mai crea disconfort vizual în arhitectura orașului. Și am instituit sau propunem două tipuri de taxe pentru operatorii care își introduc cablurile subteran, 50 de bani pe metru liniar de cablu, iar pentru cei care nu vor sau nu au cum să facă acest lucru și preferă să păstreze cablurile pe stâlpi, de 6 ori mai mare această taxă, în speranța că în viitor îi vom determina să se alinieze standardelor unui oraș civilizat. Toți operatorii intră în această categorie, mai puțin societatea electrică, deoarece aceasta funcționează după o lege specială și nu se supune cerințelor de a monta subteran cablurile de curent electric. Căminul cultural din Comana de Jos se extinde, șantierul se deschide pentru dublarea suprafeței sălii de spectacole. Se știe că aici au loc ample manifestări cultural-artistice și nu odată spațiul a fost neîncăpător pentru cei veniți la festivaluri, spectacole și întruniri publice organizate de primărie. Comana este deja renumită pentru păstrarea și promovarea tradițiilor locale, așa că sala de spectacole a devenit neîncăpătoare. Primăria a decis dublarea capacității spațiului, unde se desfășoară spectacole și festivaluri tradiționale. În prezent, proiectul de hotărâre de Consiliul Local trebuie să treacă prin mai multe etape, conform legii administrației publice locale. Primarul susține că are banii necesari, adică 500.000 de lei, doar că birocrația l-a împiedicat să dea verde lucrărilor de extindere a căminului cultural. Încă de la începutul anului 2012, când am avut festivalul de tradiții și obiceiuri de iarnă, am promis locuitorilor satului Comuna de Jos că vom face o lucrare de extindere a căminului cultural. Pot să-i anunț că avem deja banii necesari acestei amenajări, sunt în vizteria primăriei, ca să zic așa. Lucrurile au întârziat un pic datorită îngreunării și a unei foarte, foarte mari birocrații în ceea ce privește scoaterea la licitație acestei lucrări pe sistemul electronic de achiziții publice, deci proiectul este întocmit foarte bine, l-am pus pe SEAP și sunt oarecare probleme, avem și niște firme care contestă întotdeauna numai ca să încurce lucrurile și de aceea s-a întârziat un pic, dar banii îi avem,
Vom face și licitația, se va declara un câștigător și cu siguranță ne vom apuca de acest cămin. Va fi unul, de fapt nu, cu siguranță va fi cel mai frumos lăcaș de cultură din zonă. Pentru extinderea sălii de spectacole, primăria a alocat bani de la bugetul local, dar a primit finanțare și de la Consiliul Județean. Se investește practic în păstrarea tradițiilor și obiceiurilor locale, Comăna fiind una dintre localitățile cu o vastă activitate cultural-artistică. Noi aici la Comăna avem o activitate, să zic eu, destul de elaborată și suntem destul de activi în ceea ce privește cultura, tradițiile și obiceiurile noastre. Și aceste lucruri vrem să le ducem mai departe și ca să poți să inițiezi și copiii în această activitate, trebuie să ai și un locaș pe măsură. Noi, după cum bine știu și cetățenii din comună, avem un coregraf foarte bun la noi aici la Comăna și organizăm cursuri gratuite pentru toți cei care doresc și vor să vină să învețe jocurile și obiceiurile cu care ne mândrim și cu care ne-am și făcut cunoscuți pe plan național și chiar internațional, și nu se pot face aceste activități decât într-un spațiu adecvat. Tot la capitolul investiții, Comuna Comăna se poate lăuda cu un proiect care îi bucură peste măsură pe localnici. Strada principală va fi în curând asfaltată pe o lungime de 900 de metri liniari. Sătenii scapă în acest fel de praful care se ridică zilnic pe drumul care traversează localitatea de la un capăt la altul. Suntem în procedură de achiziție a lucrării de asfaltare pe strada principală, ceea ce înseamnă din centrul satului de la primărie și până undeva la stația de gaz. Vom asfalta strada principală pe o lungime de aproximativ 900 de metri liniari. Va fi o lucrare care cred eu că va demara în cel mult 2 săptămâni începând de astăzi. Ușor, ușor, noi avem un proiect mai mare, aprobat de către Consiliul Local și întocmit de către o firmă de specialitate, și cu siguranță în cei 4 ani ai mandatului meu, adică până în anul 2016, cu siguranță aproape toate drumurile comunale vor fi asfaltate, nu vom mai fi nevoiți să înghițim praf. Cei 900 de metri de pe șoseaua principală din Comăna nu au văzut asfalt până acum. E doar o chestiune de timp până la începerea lucrărilor de asfaltare, care se alătură altor investiții puse în practică în comună. Cabinet medical de 10.000 de euro la Colegiul Tehnic Alexandru Bărbat din Victoria. Banii sunt puși la bătaie de Consiliul Municipal al unei localități franceze de la periferia Parisului, localitate cu care orașul Victoria are o colaborare de peste 2 decenii. Nu este prima acțiune de sponsorizare a primăriei Chevilly-Larue prin intermediul Asociației Româno-Franceze. Alte proiecte sunt în plină desfășurare la Victoria. Localitatea înfrățită cu orașul Victoria vin cu banii sau cu donații în acest oraș. De această dată și-au îndreptat atenția către asistența medicală ce trebuie acordată elevilor de la toate școlile de aici, mai ales că în Victoria nu există spital. Investiția de 10.000 de euro vizează renovarea și dotarea cabinetului medical școlar ce funcționează în incinta Colegiului Tehnic Alexandru Bărbat. Profesorii sunt cei mai bucuroși. Copiii și tinerii din oraș au nevoie de servicii medicale de calitate în lipsa unei unități sanitare la Victoria. Acest proiect este unul din șirul de proiecte care s-au derulat din 90 până acum, așa cum am spus. În prezent, Asociația din Chevilly subvenționează, finanțează și 2 proiecte școlare, unul la Liceul Teoretic și unul la Clubul Elevilor și Colegiul Tehnic. De asemenea, ca în fiecare an, din partea Asociației din Chevilly, am dus copiilor de clasa 1 rechizite școlare. În această serie de proiecte, primăria din Chevilly sprijină Asociația din Chevilly-Larue pentru derularea prezentului proiect. Delegația franceză s-a aflat astăzi la Victoria, iar membrii asociației au venit să vadă spațiul care va intra de luna viitoare în reparații generale și care totodată se va extinde. La municipalitatea Chevilly-Larue
a délégué l'association Cheville la rue Victoria Roumanie. A délégat l'association Victoria Cheville la rue. Pour aider au financement de cette infirmerie. Pentru a ajuta la finanțarea renovării acestui punct medical. Qui a été décidé par le conseil municipal. Lucru a fost decis de Consiliul Municipal. De financer les travaux de rénovation et de réhabilitation de cette infirmerie. Pentru reabilitarea acestui cabinet. Nous sommes heureux que les enfants puissent bénéficier d'une infirmerie qui réponde aux normes européennes et à toutes les contraintes sanitaires. Suntem foarte fericiți că putem să ajutăm copiii din acest oraș să aibă un cabinet la norme europene. Et nous reviendrons en début d'année pour inaugurer cette nouvelle infirmerie. Și o să ne întoarcem la începutul anului viitor pentru a inaugura această infirmerie. În prezent, cabinetul funcționează în condiții improprii. Odată inaugurat, 1500 de elevi de la toate școlile din oraș pot primi aici îngrijiri și asistență medicală. Este un proiect important și, din fericire, întotdeauna Asociația Română-Franceză a fost alături de școli, deoarece de-a lungul anilor s-au desfășurat foarte multe proiecte. De fapt, pot să spun că majoritatea au fost proiecte educaționale. Ce înseamnă pentru școală? Înseamnă faptul că elevii vor putea beneficia de servicii medicale în condiții deosebite, deci în condiții, de fapt, deosebite. Ce înseamnă acest deosebit? La nivel european, în condițiile în care pot să vină să își facă un tratament conform prescripției medicale și pot să beneficieze și de supraveghere. Până acum se făcea doar tratamentul și elevii nu aveau unde să stea câteva minute și trebuiau să plece. A fost desemnat și constructorul care va executa lucrarea. Ca executant al acestui proiect ne angajăm ca lucrările să fie de bună calitate și să reprezentăm și noi relațiile de prietenie între cele două primării. Reprezentanții firmei de construcții s-au angajat să predea lucrarea la cheie în termen de 45 de zile. Acest lucru înseamnă că la începutul anului viitor, cabinetul școlar va fi complet funcțional și echipat la standarde europene. Această inițiativă este binevenită pentru orașul nostru, este binevenită pentru comunitate și arată de fapt că relațiile noastre între orașul Victoria și orașul Cheville la Rue este bună, avem niște relații de prietenie care în ultima vreme s-au consolidat și ceea ce arată că primăria din orașul Victoria și primarul din Cheville la Rue vor ca noi să avem proiecte comune. Acest proiect comun pe care îl vedeți acum de fapt este inițiativa școlii Alexandru Bărbat prin director doamna Constantin, pentru că ea dorea de mult ca să facem acest punct sanitar sau cabinet sanitar aici. Este binevenit pentru că asigură pentru 1500 de elevi un tratament medical de urgență în caz că este nevoie. Consider că proiectul care va fi de 10.000 de euro va rezolva din punct de vedere tehnic și arhitectural ceea ce astăzi vedeți ca fiind ceva conform normelor europene. Asociația franceză nu este la prima sponsorizare în orașul Victoria. Atât banii asociației, cât și cei proveniți de la primăria orașului francez au fost investiți la Victoria în diferite domenii, de la proiecte de ecologizare în zonele protejate din Munții Făgăraș, până la acțiuni culturale de reîmpădurire sau sponsorizare cu bani pentru rechizite școlare, cărți și aparatură pentru centrele de documentare și informare din toate unitățile școlare aflate în Victoria. Aici punem punct ediției de astăzi cu cele mai importante informații locale. Pentru a viziona programele noastre pe internet, accesați adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!